Acum că au trecut alegerile prezidențiale, socialdemocrații se pregătesc să facă nominalizările viitorilor candidați pentru alegerile locale. Cel mai mare interes îl reprezintă cel care va lupta pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Toată lumea așteaptă un nume, toată lumea așteaptă o nominalizare. În discuțiile avute cu domnul președinte, firesc că am abordat și această temă. Și vă pot spune că este de aceeași părere cu mine. Acum, în perioada imediat următoare, trebuie să avem numele pe care să-l promovăm deja pentru primăria municipiului Târgu Jiu, nume care să aibă în spate o echipă cu care să lucreze, nume care trebuie deja cunoscut, făcut cunoscut cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Și persoana nominalizată împreună cu echipa pe care cu siguranță o va avea alături să înceapă deja să lucreze la programul pentru cei 4 ani 2020-2024 pe care ni dorim la primăria municipiului Târgu Jiu. Ca și teme electorale, socialdemocrații vor merge pe proiecte realizabile, așa cum au obișnuit alegătorii. Vom avea cu siguranță un program destul de bogat, un program care să corespundă nevoilor municipiului nostru, așa cum am obișnuit cetățenii municipiului Târgu Jiu. Slavă Domnului, de fiecare dată în fața cetățenilor am venit la fiecare alegeri locale cu proiecte foarte interesante, proiecte foarte bune, proiecte care, iată, au prins viață și în anii aceștia, proiecte care au venit și pe diferite domenii, au îmbunătățit condițiile de viață, condițiile de lucru, condițiile de trai a târgujienilor. Același lucru ne-l dorim în continuare, să găsim proiecte și idei pentru nevoile municipiului Târgu Jiu. Nu mergem pe niște variante fantasmagorice sau pe lucruri pe care nu le putem duce la bun sfârșit. Alegerile locale vor avea loc în vara anului viitor.